Vorbiri duhovnicești. Într-o împărăția ta, când vei veni, pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Părintele Teofil Părăian, o autobiografie radiofonică. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Convorbiri Duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În minutele care urmează vă propunem spre audiție un dialog cu Părintele Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, împreună cu care vă vom prezenta parcursul vieții Părintelui Teofil. În ediția de astăzi veți putea urmări prima parte, continuarea săptămâna viitoare. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări. Cu Adam și cu Tâlhar, cu glasul minastriție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. Părinte Teofil, vorbiți-ne, vă rugăm, puțin despre copilăria Sfinției voastre. Eu mi-aduc aminte cu bucurie de vremea copilăriei mele, de satul în care am venit pe lume, de părinții mei, de frații mei, încă trei, sora mea și doi frați. M-am pomenit într-un sat în care biserica era în centru, pe un deal, și este și acum tot așa, deci era în fața tuturor celor care priveau spre dealul unde era biserica și era cumva și în centru gândirii oamenilor. Totul se desfășura în raport cu biserica. În duminică și sărbători oamenii luau parte la sfintele slujbe, mă duceau și pe mine, părinții mei. M-am pomenit, aș putea zice, într-un fel în biserică sau lângă biserică. Am mers la biserică într-o vreme în care nici nu înțelegeam că se spune ceva cu noi, mă, cu rost în biserică. Mi se părea că se scot doar niște sunete care n-aveau însemnătate pentru mine, pentru că nu era la măsurile să înțeleg însemnătatea cuvintelor rostite sau cântate în biserică. Părinții mei n-au fost deosebite de credincioși, dar s-au încadrat în tradiția satului, în tradiția bisericii. Știau și ei de rânduială de a merge la biserică, de a ne duce pe noi, ne învăța rugăciuni, ne puneau să ne rugăm seara. Ne rugam împreună la masă, ziceam Tatăl nostru înainte de masă. Am învățat din copilărie Tatăl nostru și Îngerelul. Nici nu mi-aduc aminte când le-am învățat sau cum le-am învățat. Mi-aduc aminte doar că le spuneam și mai spuneam și alte rugăciuni, rugăciuni populare, cruce în cer, cruce în pământ, cruce în locul în care mă culc, cruce în casă, cruce în masă, îngerii pe jur de casă, Dumnezeu cu noi la masă, Sfântă Cruce culcă-mă, Duhule deșteaptă-mă, Fiule umbrește-mă, prece să păzește-mă, pe prea Sfântă Cruce o fac și mă culc noaptea cu drag și o fac pe trupul meu în numele lui Dumnezeu, biserică cerească, cântare îngerească, Dumnezeu Sfântul, de boală să ne păzească și să ne mântuiască.
Sfântă Cruce, armă dulce, fiică mie pe omul duce. Erau rugăciuni la ordinea zilei, rugăciuni pe care le spuneam în fiecare seară, sub îndrumarea mamei în special. V-au rămas anumite cuvinte sau povățuiri de la părinții? Mi-au rămas și cuvinte așa care se spuneau. De exemplu, tata zicea, mă, când lucri ceva, păi lucri așa să nu mai lucri cineva după tine. Sau nu tace o gură, nu tac o sută. Sau, ce să mai spunea la noi, nu sta fără lucru că e păcat. Știu eu, mai multe cuvinte așa care se spuneau în casa noastră. Când venea vorba, când venea vreo împrejurare, când am plecat la școală, de exemplu, la Cluj, departe de casă, zicea mama, nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Iar un cuvânt cu care am călătorit toată viața și pe care l-am împlinit la vremea potrivită și după aceea, sunt niște lucruri care s-au imprimat în conștiința mea. Frații mei au fost buni cu mine, m-au ajutat. Eu m-am pomenit în lumea aceasta fără vedere, am intrat în viața conștientă fără vedere, ceea ce înseamnă că n-am văzut niciodată. Cu un mic rest de vedere făceam deosebire între lumină și întuneric, între alb și negru, fără să pot prinde nuanțe, de exemplu de roșu, de albastru, de galben. Pentru mine galbenul era tot alb, pentru mine albastru era tot negru. Deci nu eram introdus într-o înțelegere a lucrurilor așa cum apar ele pentru oamenii cu vedere. Cum ați primit această stare, de fapt, această neputință pe care Dumnezeu v-a dat-o, această cruce, da, până la urmă? Păi am primit-o foarte ușor, pentru că am învățat de la alții că nu văd. Nu cred că am gândit vreodată că toți oamenii nu văd. Mi-am dat seama că ceilalți au un plus pe care eu nu-l am, dar nu înțelegeam, pentru că uneori când trebuia să fac un lucru sau când voiam să fac un lucru, ai mei din jurul meu ziceam, mă, tu nu poți face asta că nu vezi. Eu nu știam ce înseamnă să vezi și să nu vezi. Dar îmi dădeam seama că sunt într-o situație de inferioritate față de ceilalți, din punctul ăsta de vedere, al înțelegerii, al orientării. Pentru că dacă voiam să fac ceva ce fac ei, nu puteam să fac. Să luăm așa niște cazuri din sfera copilăriei, în sensul acesta că un copil obișnuit care voia să bată mingea de perete, o bătea de perete, o lua în mână și iarăși o bătea și aș fi vrut să fac și eu așa ceva și nu puteam. Eu când luam mingea în mână și o băteam de perete, dintr-o dată o și scăpam pentru că n-aveam cum să o mai prind o dată în mână. Ei, asta mi-a dat de gândit. După ce am fost la o școală specială, sigur că tot dintr-o trebuință, că nu puteam să merg la școală obișnuită, și asta mi-a dat de gândit și mi-a dat să înțeleg că lucrurile cu mine se petrec altfel decât se petrec cu ceilalți. Părinte, unde ați început școala și cum a fost școala specială? Am început-o la Cluj în 1935, aveam 6 ani și jumătate. Am început cu o profesoară devotată care s-a ocupat bine de noi și ne-au învățat. La școală am cunoscut lucruri pe care în natură nu le puteam cunoaște sau le puteam cunoaște doar în condiții speciale și n-am avut cum. De exemplu, o rață. O rață, noi nu aveam rațe acasă. Am avut la școală rață împăiată. Am pus mâna pe rață, pe ciocul ei, pe aripile ei, pe tot ce are, pe picioarele ei, pe pelița de la picioarele raței. Avea și un boboc lângă ea, tot așa.
Și ai noștri nu aveau rață, dar aveau vecinii. Și când m-am dus acasă, după ce am cunoscut o rață împăiată, m-am mirat de pildă de ce rața vie n-are pelița dintre degetele de la picioare cum era cea împăiată, care era uscată. Sunt niște lucruri astea care surprind cumva pe oamenii care nu au trăit în sfera asta, sau gâsca. Tot la școală am pus mâna pe o gâscă tot împăiată. Ori gâștii erau și în satul meu, dar n-aveam noi și n-aveam cum să ajung să pun mâna pe o gâscă. Deși le auzeam pe lângă mine, mi-era frică de gânsag. Erau niște treburi care altfel se reflectau în conștiința mea și altfel în conștiința celor care le vedeau, știau cum sunt. Mi-aduc aminte că mi-a spus odată bunicul meu, când eram foarte mic, cred, nici nu știu câți ani aveam, că găina are două picioare. Și mă miram cum găina care are două picioare și care nu-i dreaptă, cum de nu cade în față. Niște gânduri de copil. Frații mei au fost foarte buni cu mine. Mama le spunea mereu, pe el să-l duceți numai pe potec, adică numai pe cărare. La noi ploua, se făcea noroi, se făceau bulgări, ziceam noi bruși, și frații mei puteau să meargă și prin bruși, dar pe mine trebuia să mă ducă totdeauna pe cărare, pe potec, cum ziceam noi. Părinte, eu acum vă întreb ca unul care m-am născut totuși cu vedere, cum v-ați apropiat dumneavoastră, mic fiind, bineînțeles, că așa ați început să vă apropiați de lucruri, de obiecte, cum se alcătuiau ele în mintea Sfinției voastre? Se alcătuiau prin pipăit, adică orice lucru îl înțelegeam în măsura în care puteam să pun mâna pe el. Știam cum e o masă, cum e un scaun, cum e lavița din casă, cum e patul, cum toate lucrurile astea, știam cum sunt pentru că puteam să pun mâna pe ele și așa. Oricele pe care nu puteam pune mâna, nu aveam cum să-mi dau seama. După aceea, frații mei prindeau păsări, mi-arătau o vrabie, un pui de vrabie, știu eu, alte păsări care le prindeau ei, ajungeau și în mâna mea. Și după aceea, la școală, am învățat despre anumite păsări animale pe care le aveam, un mulaj de gips, de păsări împăiate, toate astea le-am învățat prin contactul cu ele. Erau colegi de-ai mei de la oraș care nu știau cum e un porc, un purcel, cum e un vițel, cum e un bău, o vacă, pentru că la oraș nu era așa ceva. Eu fiind între ele acolo la țară, vedeam seama de ele cum sunt tactil, nu vizual. Să revenim la anii de școală. Ați spus că ați început mai întâi la Cluj. Da. Câți ani ați făcut la Cluj? 5 ani. Am făcut 5 clase. Părinții mei au aflat de școala de la Cluj, mai întâi m-au dus la Maglavit, unde am cunoscut realitățile de acolo, atât cât le poate cunoaște un copil, și nu s-a întâmplat nimic din ceea ce au așteptat părinții să se întâmple. Și atunci, pentru că știau că există o școală la Cluj, noi aveam niște rude lângă Cluj, la Florești, un unchi al mamei mele, frate cu bunicul meu, și ei ne-au informat, s-au interesat de posibilitatea de a fi încadrat și eu la școala respectivă și da, părinții mei, tata, au mers cu mine la Cluj și m-au lăsat acolo în mediul care era format de în școală, de ceilalți colegi, de profesori. Și am stat acolo un an de zile, adică un an școlar, din septembrie până în iunie anul următor, deci până în iunie 1936. În 1936, în iunie, a venit tata după mine și m-a dus acasă. Și când am ajuns acasă, am crezut că am ajuns într-un mediu cu totul diferit. Nu mai mi-aduceam aminte, știam mediul de la școală, dar nu mai mi-aduceam aminte de mediul din care am plecat. Mi se părea curios cum vorbesc cu oamenii în dialect. A întrebat-o pe mama un vecin de acolo că dacă am venit eu acasă, dar eram eu de față și nu aveam cochilul acasă și mama a zis, yeah, babo. Când a zis mama, yeah, așa m-am mirat că nu zice, de ce nu se da? Pentru că eu am uitat cum era la noi în sat.
Și așa au trecut ani. În vacanțele mari veneam acasă la părinți și în vacanțele mici mai mergeam la Florești, la rudele de acolo și rămâneam și acasă, acolo, la școală. Pentru că atunci nu era cum e acum să vină mereu părinții la copii, să-i aducă la sfârșit de săptămână acasă. Era foarte greu, era și departe, costa mult drumul. Așa că trecea câte un an școlar până când mai ajungeam o dată acasă. Asta a fost până în 1940, când am terminat clasa 5-a și când nu m-am mai putut duce la Cluj în clasa 6-a, pentru că în urma dictatului de la Viena, partea de nord a Transilvaniei a fost ocupată de unguri. Și am stat așa până în 45, în timpul războiului, la sfârșitul războiului. Și eu între timp am rămas acasă 2 ani până în 42 și în 42 am reluat școala la Timișoara. Părinte, mai uitați, în acești primi ani ați învățat deja să citiți în braille? Da, în prima clasă am știut să citesc în braille, numai nu știam să scriu, pentru că în braille lucrurile astea așa, la citit, se citește de la stânga spre dreapta și pentru că se scrie de la dreapta spre stânga, la școală nu se învață scrisul și cititul deodată, ci se învață în clasa întâia cititul, numai cititul, și în clasa a doua abia se învață scrisul, pentru că scrisul e invers decât cititul. La scris punctele, la scris cum punctele din stânga de la citit se scriu la dreapta și ca să nu se facă confuzii, așa a fost rânduită școala, încât în clasa întâi am învățat să citesc și în clasa a doua am învățat și să scriu. Da, spuneți-ne puțin de ce la scris se face de la dreapta la stânga. Pentru că aparatul de scris este făcut în așa fel încât se scrie pe partea cealaltă a hârtiei. Deci ai hârtia în față, ai un aparat în care e cuprinsă și literele pe care le faci ca să fie la citit cum trebuie la citit, trebuie făcute de la dreapta la stânga pentru că apar pe partea cealaltă a hârtiei, pe partea de jos. Trebuie spus că literele nu sunt literele obișnuite. A, nu sunt litere. Sunt un fel de litere, un fel de coduri de litere, adică scrisul acesta braille se bazează pe 6 puncte. 6 puncte alăturate, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și la citit, 1, 2, 3 sunt la stânga, 4, 5, 6 la dreapta, iar la scris, 1, 2, 3 sunt la dreapta, 4, 5, 6 la stânga. Și se citește cu degetele pe hârtia găurită, respectiv boltită, din felul cum se realizează scrierea aceasta. Și am învățat cum se învăța la școală. Am avut o profesoară devotată care s-a ocupat foarte mult de noi și era ca o mamă, binevoitoare. Ea, de fapt, nu a fost căsătorită și a rămas necăsătorită toată viața. A murit la 83 de ani. Am ținut legătură cu ea și după ce am terminat școala, a locuit în Brașov în ultimii ani ai vieții ei și am mai căutat-o pe la, când mergeam la Brașov. Am învățat tot ce se poate învăța la o școală specială și cu asta am pus temelie la cealaltă vreme a vieții mele. În 1940, cum am zis, am rămas acasă, în familie, cu părinții mei. Părinții mei au fost oameni de la țară, oameni cum se cade. N-aș putea zice, cum a zis Sfânta Tereza de Lisieux, că eu am avut părinți sfinți. Dar totuși am avut părinți oameni cum se cade, care au muncit foarte mult, au avut mâini bătătorite, cum îmi plac mie mâinile. La fel și frații mei, când au putut să lucreze, deja au lucrat și ei au avut mâini bătătorite. Și așa au trecut cei 2 ani. În 1942 m-am dus la sâmbătă la mănăstire să mă fac călugăr. Aveam 13 ani și jumătate. Un preot de la mine din sat, care acum încă trăiește și e în blaj, are 86 de ani, adică din 1916, în septembrie va împlini 86. El mi-a spus pentru prima dată de părintele Arsenie Boca. Și
știa de el sau îl cunoștea chiar, nu știu. El era un preot tânăr, venit de la oraș în sat, nu s-a prea putut adapta, a stat 2 ani preot acolo, împreună cu un alt preot din satul nostru, au fost 2 preoți. Satul nu era așa de mare, avea 400 de numere, 403, și a fost împărțit în două parohii. Sau în 2 sectoare de parohie, nu știu exact. Dar erau 2 preoți și părintele ăsta tânăr, un om cu cultură teologică bine pusă la punct, cu talent la scris, scria la reviste bisericești, la publicații bisericești. El mi-a spus pentru prima dată de părintele Arsenie și de călugărie și în 1942 am învățat să scriu la mașina de scris. Unchiul meu era primar în sat, fratele lui tata, și în felul acesta era în legătură cu cei de la primărie, respective cu notarul, cu soția lui. Soția lui era învățătoare, trăiește și acum la Timișoara. Ați învățat la mașina de scris obișnuită? Obișnuită, da. Eu știam că se poate scrie la mașina de scris, nu știam cum e o mașină de scris. Aveam, când eram la școală la Cluj, un coleg care avea el mașina lui de scris, tatăl lui, fiind comerciant și având bani, i-a cumpărat lui o mașină de scris pe care o ținea în birou școlii. Și mergea acolo și cu un pedagog învăța să scrie la mașina de scris. Și eu l-am întrebat cum se procedează la scris. Și el mi-a spus, se așează degetele pe o anumite clape, știi sub fiecare deget la ce litere corespund clapele, și după aceea muți mâna acolo unde ai trebuință ca să bați literele care nu sunt sub degete, dar prima dată îți așezi mâinile pe poziția inițială. Și asta era pe rândul al doilea de sus, așa a învățat el și așa a învățat și eu și am practicat scrisul la mașină tot timpul de pe poziția, de pe rândul al doilea, deși s-ar părea că ar fi mai bine să ai degetele pe rândul al treilea de sus și al doilea de jos, pentru că ai literele mai aproape și cele de sus și cele de jos. Dar, în sfârșit, eu am învățat așa, dacă el a învățat greșit și eu am învățat greșit, însă pentru mine normalul meu este ceea ce, felul cum am învățat. Și știam claviatura de la mașina de scris. W, E, R, T, Z, U, I, O, P, E. Pe rândul pe care țineam degetele. După aceea A, S, D, F, G, H, J, K, L, Ș, Ț. Și facea pe rândul de jos Y, X, K, V, B, N, M, virgulă, punct și virgulă cu semnul întrebării, punct cu linioară și E din I și semnul exclamării. Ei, asta știam deja, dar n-am ajuns niciodată să pun mâna pe o mașină de scris. Și l-am rugat pe notarul de atunci, Ilie Toader îl chema, să-mi dea voie să încerc să scriu și eu la mașina de scris. El a fost binevoitor și a zis, de mâine la 4 după masă vii și îți arăt. Bineînțeles că el nu era pedagog, nu știa cum să-mi arate, norocul meu a fost că știam eu cum se procedează. Deci eu am învățat lucrurile astea teoretic încă pe când eram la școala de la Cluj, în 1940, cel mai târziu am învățat asta. Și au trecut aproape 2 ani până în 42 vara, în iulie, când am început să scriu la mașină. Și în foarte scurt timp, deja am putut să scriu scrisori. Am avut mare noroc cu treaba asta, în sensul că, după ce m-am înscris la școală, la Timișoara, la gimnaziu mai întâi și la liceu, eu lucrările scrise le-am scris totdeauna la mașina de scris. Aveam o mașină de scris. Era mașini de scris mari și nu era cum sunt ăstea portative acum, Consul sau Erica.
Și mă duceam cu mașina la școală, o țineam la școală pe timpul examenelor, pe timpul tezelor, doar în măsura în care era nevoie să o duc la acasă pentru cei care aveau trebuință de ea, o duceam la de la școală. Altfel o țineam la școală pe perioada tezelor și mă duceam cu mașina de scris în clasă și scriam tezele la mașina de scris. Ați început cumva o corespondență cu părintele din Ugna Mureș, că așa ați început să ne spuneți de mașina de scris și de corespondență, sau cu părintele Arsenie? Cu părintele Arsenie, lui părintele Arsenie am scris la mănăstire în 42. Părintele Arsenie nu mi-a scris, l-a delegat pe cineva, pe părintele Șortan, Vasile Șortan era diacon, era și student la teologie, atunci și mi-au trimis niște îndrumări în legătură cu rugăciunea de toată vremea, nu știu, rugăciune numai atâta, atenționare, să zic, și după ce am ajuns eu la mănăstire la Sâmbăta, în 1942, în august, în 30 august dimineața am sosit la mănăstire, era într-o duminică, și am vorbit cu părintele Arsenie puțin, dar a doua zi mă l-a spovedit și atunci mi-a spus despre rugăciunea de toată vremea și de rugăciunea cu care să mântuiesc călugării, cum să o fac, să o fac cu gândul să o lipesc de respirație. Și cu asta am plecat apoi de la Sâmbăta și m-am dus și mi-am văzut de școală. Deși părintele Arsenie, când i-am spus că o să merg la școală, a zis că școala nu te duce la mântuire. Deci, din asta aș fi putut deduce că părintele n-ar fi fost de părere să fac școală, ci să mă țin de rugăciunea de toată vremea. Numai că eu i-am spus părintului de atunci că nu o să pot să nu merg la școală, pentru că părinții mei nu sunt de acord. Adică, dacă eu pot merge la școală, părinții mei, sigur, zic să merg la școală și nu-s bucuros să rămân acasă fără nicio angajare. Și așa au fost, de fapt. Și nici eu n-am vrut. Realitatea este că nici eu n-am vrut să renunț la școală. Și îmi pare tare bine că n-am renunțat la școală. Și la mănăstire n-am putut rămâne. Și atunci am dus la școală și am făcut încă o clasă. Am adăugat la cele 5 clase pe care le-am avut de la Cluj. Și am făcut gimnaziu și liceu în 5 ani. În 1943 m-am apucat și în 1948 am terminat liceul și în 1948 m-am dus la teologie. Ați făcut un liceu obișnuit. Da, nu v-a fost greu să... Păi mi-a fost greu cu informarea. Eu am făcut, de fapt, liceul în felul următor, adică respective gimnaziu și liceu, în felul următor. În 1943 m-am înscris și am făcut clasa întâia respective, cum ar fi acum a cincea, în anul școlar și peste vară am făcut a șasea, cum ziceam noi atunci, clasa a doua de liceu. După aceea, în anul următor, în 1944-1945, am făcut clasa a șaptea și peste vară am făcut clasa a opta. În anul 45-46 am făcut clasa a 9-a, în 46-47 am făcut clasa a 10-a, în 47-48 am făcut clasa 11-a și a 12-a. Toamna mi-am luat bacalaureatul și m-am înscris la teologie. Vindecă toate bolile tale.
Ascultați emisiunea Convorbiri Duhovnicești. În această ediție, invitatul nostru este Părintele Teofil Părean, duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Ce v-a determinat să alegeți teologia? M-a determinat gândul de a mă face preot. Eu, de când am fost copil, tot timpul am dorit să fiu preot. Știați? Că n-o să fiu, n-o să pot, da, să fiu. Canoanele bisericii. Da. Nu știam, știam de la alții că nu o să pot fi preot, că n-ai integritate, că trebuie din astea. Am știut, fără să am un temei, într-un canon sau în ceva, dar știu eu, până la urmă, am acceptat teologia și fără ideea de a mă face preot, pentru că mitropolitul Nicolae Bolan, când m-am dus prima dată la el
ca să primesc binecuvântarea, eu am făcut o greșeală, și anume o greșeală fundamentală. Am spus că vreau să mă fac preot, nu i-am spus că vreau să fac teologia. Eram în clasa 10, terminasem clasa 10, și m-am dus. Mitropolitul m-a primit, dar de fapt m-a primit așa, fără să se intereseze de mine. Nu a avut, să zic, o bunăvoință care să mă impresioneze pe mine. S-a terminat repede cu mine. Când i-am spus că vreau să mă fac preot, el a și zis că nu se poate și m-a chemat pe secretarul să mă ia de pe acolo. A fost și o împrejurare așa care m-a încurcat pe mine, m-a zăpățit. Era după război, veniseră ajutoare din America pentru românii sinistrați din România, sărăciți după război. Și eram cu fratele meu și cu tata. Tata a venit la Sibiu, eu am venit de la Timișoara, ne-am întâlnit la Sibiu și am așteptat să vorbesc cu mitropolitul Nicolae Bolan. El era într-o ședință și după aceea au ieșit de la ședință și ne-au văzut și au crezut că suntem după ajutoare. Și a zis, n-am ce să vă dau, duceți-vă și munciți, uite și tu ești mare și tu ești mare, și o arătat spre fratele meu, spre mine, fără să știe situația, bineînțeles. Eu n-am știut că el e mitropolit, nici el nu știu și situația mea, că pot sau nu pot să muncesc. Duceți-vă și munciți, n-am ce să vă dau. Uite, și tu ești mare, și tu ești mare. Fratele meu, care a văzut că ne vizează pe noi, după ce a plecat mitropolitul, s-a apropiat de mine și a zis, ce a avut bătrânul ăsta cu noi? După aceea m-am dus la secretariat, am vorbit cu părintele secretar, i-am spus despre ce-i vorba, m-a anunțat la mitropolitul, mitropolitul m-a primit, dar și el era atunci hărțuit. Voia să ia legătură telefonică cu un ministru de finanțe sau nu știu cu cine din București și legăturile se dădeau prin centrală la Sibiu. Atunci nu erau telefoane automate și aștepta să-i dea legătura și asta a dus la o confuzie. Când am ajuns în fața mitropolitului, mitropolitul nu s-a gândit că eu vreau ceva deosebit de la el, ci a crezut că am venit după ajutoare și a zis... Ce-ți trebuie? Haine, ghete, ce-ți trebuie? Fă o cerere și-ți dau. Și eu, cum nu aveam în gând lucrul ăsta, că doar puteam să fac și o cerere până la urmă, să-mi dea. Și am zis, nu, eu vreau să mă fac preot. Și când am zis, eu vreau să mă fac preot, eu l-am și venit cu replica. Nu se poate, să ai lumină în suflet. Și l-a chemat pe părintele secretar să mă ia de pe acolo și m-a luat. Și să-mi explice el că de ce nu se poate, că nu știu ce. Și sfârșit. Am... plecat și am crezut că cu asta rămân deocamdată, sau cel puțin deocamdată. Dar o rânduit Dumnezeu în așa fel încât în 47 de Crăciun m-am dus acasă la părinții mei. Pentru prima dată, după, din 42 m-am așezat la Timișoara, n-am fost niciodată de Crăciun până în 47. În 46 de Crăciun am vrut să mă duc și până la urmă am renunțat, a fost și frig, tata m-a așteptat de vreo câteva ori la gară, că doar vin și nu m-am dus. Și acum în 47 am ajuns să merg totuși de Crăciun acasă. Și în vacanța de Crăciun, de anul nou, a venit părintele Bodogaie, profesor de istoria bisericească universală la Sibiu. Ținea în căsătorie pe nepoata mitropolitului Nicolae Bolan, deci avea o relație de rudenie prin alianță cu mitropolitul. Și am aflat că vine părintele Bodogaie, l-am și întâlnit, l-am căutat la cometrii lui la care a venit și i-am spus că, uite, eu aș vrea să fac teologia, că am fost la Înalt Preasfințitul și nu m-a primit, m-a respins, și că eu totuși aș vrea să fac teologia. Și părintele Bodogaie a zis, lasă că vorbesc eu cu Înalt Preasfințitul. A fost de acord să vorbească cu Înalt Preasfințitul și să-mi creeze o atmosferă ca să fiu primit de mitropolitul. Și așa au făcut.
A fost o întâlnire providențială asta cu părintele Bodogaie. Și vara, după ce m-am hotărât să fac și clasa ultimă, clasa 12-a, mi-am luat examenele prima sesiune, că eu am dat mult din 8 clase de liceu, 2 le-am făcut la curs și restul le-am făcut la fără frecvență, cum se zice atunci, ca particular. După ce mi-am dat examenele de clasa 12-a, m-am dus la Sibiu să vorbesc cu mitropolitul, dar de data asta mi-am căutat sprijinitorii, l-am căutat pe părintele Bodogaie. Părintele Bodogaie nu era disponibil pentru treaba asta, ce drag, eu să știi că am vorbit cu un alt preasfințitul, dar acum nu pot veni pentru că sunt responsabil cu o expoziție din 1848, în 1948 sunt plinit 100 de ani de la Revoluția din 1848 și am făcut o expoziție la teologie în legătură cu Revoluția. Și părintele era responsabil cu treaba asta și a zis, nu pot veni, dar vorbesc cu părintele Mladin ca să mergi cu părintele Mladin la Înaltul Preasfințitul. O vorbit cu părintele Mladin și eu eram de față, mitropolitul Mladin a fost de acord, nu cârnit deloc, și eu, până la vremea audienței m-a dus la el în chilie, am stat de vorbă și după aceea au mers la vremea audiențelor cu mine la mitropolitul Nicolae Bolan. Și mitropolitul Nicolae Bolan m-a primit de data asta așa mai, nu mai era împrăștiat cu alte griji, a vorbit cu mine, mi-a spus că a citit o carte, Orbi Celebri, Blinde Berühmte Menschen. Așa, am vorbit puțin cu el și i-am spus că aș vrea să fac teologia. Și mitropolitul zice, bine, uite, îți dau aprobarea să faci teologia, dar preot nu o să te poți face. Și am zis, fac teologia. Gata, ne-am înțeles, mi-a dat aprobarea să fac teologia, nu mi-a dat-o în scris, dar știa că mi-a dat-o și nu se mai putea să spună că nu-mi dă aprobarea dacă s-o ceruce aprobare în scris. Mi-am terminat liceul, toamna, mi-am luat bacalaureatul, am avut noroc că am avut o medie bună la bacalaureat, 9, și eram al doilea din câți eram, câți am luat bacalaureatul. Și asta m-a favorizat cumva, m-a pus în atenția profesorul la mitropolitului, la teologie erau tot oamenii cu medii mici la bacalaureat. Colegii mei toți aveau medii mici, 6 și ceva, 7. Și am început teologia în 48. Dar știam că preot nu o să mă pot face. Până la urmă și eu am ajuns la concluzia că preot nu o să mă pot face. Și aceea, înțeles că n-am mișcat nimic în legătură cu asta, că totuși poate că... Nu. Dar atunci care era gândul care v-a mai determinat să faceți teologia? Ce nădăjduiați? Să am cunoștințe teologice. Să am cunoștințe de teologie. Să termin teologia. Nu știam ce o să fac cu teologia, dar să am teologia. Asta mi-a fost gândul și asta, așa s-a și întâmplat. Când am terminat teologia și m-am dus la mitropolitul să-i spun că îi mulțumesc pentru ajutorul moral și material pe care mi l-a dat în vremea studiilor, el m-a întrebat că ce am de gând să fac, da. Foarte interesant și asta, așa am înțeles după aceea, m-am gândit după aceea la asta, el nu a pus problema ce o să fac cu teologia dacă termin teologia, adică n-are rost să faci teologia eventual sau de ce să faci teologia, nu a pus problema asta. Deși știa că preot nu o să mă pot face. Sunt sigur că nici nu s-a gândit la ceva anume. De ce? Pentru că atunci era o situație deosebită. Se declarase că cineva care termină teologia nu poate fi întrebuințat decât în cadrul bisericii. Deci eu nu puteam să fac teologia și să mă duc undeva să fiu profesor pentru că am școală, am facultatea terminată. Asta era din partea statului? Din partea statului. Da, s-au hotărât așa, așa au fost vederile atunci că unul care a terminat teologia poate fi întrebuințat doar în cadrul bisericii. Eventual cleric sau altceva.
dar în cadrul bisericii. Și ca mitropolitul nu cred că și-a legat vreo nădejde de mine, în sensul că, bine, dar totuși o să găsim noi ceva de făcut. Sau... Când am terminat teologia, m-a întrebat, cu ce scop ai făcut teologia? Și atunci am zis așa, am dat un răspuns evaziv cumva, zic că m-am gândit să-mi câștig un suport moral pentru viață. Nu vine mie în minte așa, de fapt, m-am gândit dinainte că, uite, când va veni vremea, eu totuși o să am un suport pentru viață, pentru că... Dar a fost teologia pentru Sfinția voastră un suport? Nu prea a fost. Nu prea a fost pentru că... Mitropolitul m-a întrebat și l-ai găsit și am zis, cred că da. Dar nu prea a fost. De ce n-a fost? Pentru că eu la teologie am învățat multe lucruri care aș putea zice că nu mi-au folosit. Împotrivă, m-a derutat, m-a dezorientat. De exemplu, critica Noului Testament, a cărților Noului Testament, critica cărților Vechiului Testament, lucruri din astea la care eu nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea, că Evanghelia de la Ioan poate n-o scris-o Ioan, că Epistola Sfântului Apostol Pavel către evrei n-o scris-o Sfântul Apostol Pavel, că Epistole Sobornicești au fost scrise mai târziu decât în vremea Apostolilor. La lucruri din astea nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea. Și ăstea toate, bineînțeles că și-au făcut o lucrare de dezorientare, de confuzie, de neliniște în sufletul meu. Eu până când s-a ajuns la teologie, când eram student de... când erau elev de liceu în Timișoara, am intrat în legătură cu un cerc de antropozofi. Antropozofii sunt creații ale unei ideologii a lui Rudolf Steiner. Rudolf Steiner a fost un neamț din Ungaria care a creat un sistem de gândire, un curent numit antropozofie, adică știința despre om. Și la Timișoara eu am ajuns în cercul ăsta de antropozofie, am și urmat niște cursuri de antropozofie, dar nu m-am declarat antropozof. N-am avut o adeziune propriu-zisă, dar totuși am avut simpatie față de acest cerc de antropozofie. Și m-am menținut puțin în atmosfera aceasta, pentru că între membrii cercului erau și doi clerici, un profesor de teologie, de muzică și de tipic, pe nume Corneliu Givulescu, pe care eu l-am auzit și vorbind în catedrală cu nuanță antropozofică, și un diacon, Gligor, care a ieșit din cler și a cântat în corul operei din Timișoara. Avea voce bună și sfârșit. Oamenii aceștia mie mi-au dat garanția că îi bun cercul acesta și am zis așa că dacă ei ca clerici, ca teologi sunt în cercul acesta, înseamnă că ei au ajuns să-ți dea seama că există ceva mai presus de teologie. Antropozofia e mai presus de teologie după părerea lor și am zis, de ce n-ar fi și pentru mine antropozofia mai presus de teologie? Antropozofii din Timișoara n-ar fi vrut să fac eu teologia și să rămân în cercul lor și să mă duc la Cluj să fac altă facultate, să rămân tot în cercul de antropozofi și să devin un antropozof de rasă și să fac o treabă bună pentru curentul în care erau ei și ei de fapt erau oameni sinceri. Nu erau oameni care voiau să dărâme ortodoxia, să zicem, în favoarea lor, ci erau oameni care voiau să câștige pentru ideologia lor, pentru gândirea lor, alți oameni care să susțină direcția aceasta lui Rudolf Steiner. Mie mi-a plăcut foarte mult sistemul de gândire, era cu reîncarnarea, era cu idei din acestea din Extrem Orient. Și le legam așa, că ei ziceau că nu era nimic dacă mergeai la biserică, dacă... Eu nu cunoșteam credința în esența ei, mă împărtășeam și eu și știam că cu trupul și sângele Mântuitorului, dar pentru mine asta era o simplă formulă, o idee, nu era ceva care
să mă angajeze, să mă direcționeze. Și ceva interesant a fost atunci când eram în Timișoara, mai îmi spuneau unii și alții că totuși nu e bun curentul ăsta, că nu e bine, că ar fi bine să nu mai merg acolo. Nu m-a putut determina. Mai întâi de toate pentru că eu știam că merg la teologie și ziceam că dacă plec din Timișoara, oricum nu mai sunt în legătură cu antropozofii și când, până mai sunt în Timișoara, hai să am legătură cu ei și să învăț ce pot învăța. Și am plecat la teologie cu tot bagajul de cunoștințe antropozofice și acolo mi-am dat seama că cele mai multe idei sunt de la ereticii creștini. Adică ei voiau să fie mai raționali, nu puneau credința în primul plan al vieții, al gândirii, ci rațiunea. Orice lucru era bun dacă putea fi argumentat rațional. Și dacă nu putea fi argumentat rațional, atunci însemna că nu-i bun lucrul respectiv. Ce fost foarte curios a fost că dintre cei care m-au îndrumat pe mine să nu mai merg la antropozofie și eu totuși m-am dus, a fost asta, că nimeni nu știu să-mi vorbească despre o competență. În cercul ăsta de antropozofie erau profesori, doctori, ingineri, intelectuali în general, era un capitan, erau așa, oameni de diferite profesiuni, erau contabili, erau oameni așa. Dar niciunul nu avea teologie sau niciunul nu avea cunoștințe teologice așa cum se predau la teologie sau așa cum învață biserica. Deci, în realitate, niciunul nu avea competență, chiar dacă puteau să spună și lucruri bune care să-ți rămână. De exemplu, era un contabil bun de gură, pe nume Ioan Ionașiu, care vorbea foarte frumos. Avea un talent la vorbire și vorbea foarte frumos și foarte atractiv. De la el am auzit prima dată, deși am citit Noul Testament, niște aprecieri în legătură cu cele două pescuiri minunate. Pescuirea minunată din Luca, capitolul 5, și pescuirea minunată din Ioan, capitolul 21. Și-au făcut niște legături, niște corelări foarte, foarte frumos. Cei care îmi spune să nu mai merg la antropozofie n-au avut ideea să-mi spună două lucruri, și anume că Sfântul Ioan Gură de Aur nu a fost antropozof, dar a fost sfânt. Și că Rudolf Steiner a fost antropozof, dar nu a fost sfânt. Și că pentru a trata adevărurile de credință, trebuie să existe o competență. Dacă nu există o competență, nu te poți încrede în ceea ce ți se spune. Prin urmare, cei care erau ingineri, doctori, profesori și așa mai departe, nu aveau o competență, pentru că nu erau încadrați în biserică, deci din punct de vedere bisericesc nu aveau competență și nu aveau competență pentru că prin inginerie, prin situația de profesor, nu pot să tratez niște lucruri ale credinței. Deci aceste două lucruri nu mi le-au putut spune nimeni și nu mi le-au spus. Competența și necompetența celor care mă învățau ceva și faptul că sfinții n-au fost antropozofi, dar au fost sfinți, și că antropozofii sunt antropozofi, dar nu sunt sfinți. Asta ar fi fost, să zic eu acum, după cum am gândit eu după aceea, o argumentare la care n-aș fi putut zice nimic. Părinte Teofil, pe lângă cunoștințele antropozofice pe care le-ați dobândit în liceu, v-ați preocupat și de dobândirea unor cunoștințe teologice? Ați citit ceva? Nu. N-am citit nimic decât Noul Testament. Nici nu aveam ce să citesc, nici nu aveam cum să citesc, pentru că eu trebuia să citesc pentru școală și nu aveam timp. Poate că timp aveam, dar nu aveam oameni care să mă ajute să citesc și nu mi-a recomandat nimeni nicio carte. Doar Taina Mulțumirii care am citit-o în vremea când eram la liceu, dar nu în Timișoara, ci la mine acasă am ajuns să citesc cartea. Și asta mi-a fost bună, mi-a fost bine de că am citit. Am mai aflat și alte lucruri așa și
la biserică, mergeam la biserică, mai auzeam predici, însă nu predici angajante, ci predici din astea profesionale. Eu sunt credincios, sunt Evanghelie, care sunt citit astăzi, ne prezintă, dau trei idei și sănătate bună. N-am găsit oameni așa care să te angajeze prin cuvântul lor. Am ascultat pe episcopul Ioan Suciu, venit la Timișoara pentru exerciții spirituale pentru studenți în 1945. Aveam un prieten greco-catolic care m-a dus și pe mine, mi-a tras atenția și m-a dus la conferințele care s-au ținut. Într-adevăr am auzit un om care te ținea atent, te ținea în sfera cuvintelor lui. A vorbit într-adevăr frumos și frumos pentru studenți și subiecte care să poată interesa pe studenți, dar să fie și angajante, adică o vorbire despre setea noastră sufletească, de pildă. Fiecare om are o sete sufletească, fiecare om urmează după o împlinire, că nu te poate împlini decât credința, aceea despre Iisus. Face despre Iisus și crucea sa, despre Iisus în Sfânta Euharistie, despre viața noastră în Iisus. Deci niște teme foarte frumoase și foarte binevenite pentru intelectualii care își doresc ceva ce nu au în fond, din altă parte decât din biserică sau de la oamenii bisericii. Pe el l-am auzit așa ca om, ca un orator care să te electrizeze cumva, și pe Gala Galaction, când eram student la teologie la Sibiu. A vorbit despre Sfântul Apostol Pavel, despre cuvântul pe care i-l-a spus Domnul Hristos cu întrebarea: Saule, Saule, de ce mă prigonești? El avea ideea că, de fapt, Domnul Hristos nu a zis: Saule, Saule, de ce mă prigonești? A zis: Saule, Saule, de ce gonești după mine? De ce mă urmărești? Sfârșit, o prezentare care mi-a plăcut așa. Ăștia doi oameni din toată viața mea au fost oamenii care mi-au plăcut cum au vorbit și care m-au impresionat ca vorbitor. Da, a spus că nu aveați decât experiența de la biserică și cunoștințe ale Noului Testament. În ce măsură cunoșteați Noul Testament când ați intrat la teologie? Dragă, în măsură mare cunoșteau Noul Testament. Când eram elev la religie, se învăța despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel și altele, da? Profesorul de teologie, de religie, era preot. Eu m-am dus la școală, la examen, și a zis că să scriem despre Sfântul Apostol și a zis Pavel. Și a zis Pavel. Nu știu că dacă trebuie să scrie despre Sfântul Apostol Petru, nu știu așa mult cât aș știe despre Sfântul Apostol Pavel. Și gata, a fost, o dat subiectul ăsta, nu știu ce-o fi avut el în gând să ne spună, dar eu când a zis el, sunt apostol, eu am zis Pavel. Și l-a zis Pavel. Și am scris o lucrare bună, bună, la măsurile la care știam eu atunci. Și a fost cazul să scriu câte epistole ne-au rămas de la Sfântul Apostol Pavel. Respectiv, câte epistole a scris Sfântul Apostol Pavel, știam eu atunci, da, cum a zis altfel. Și nu știam, 13 sau 14. Realitatea este că am învățat cândva că Sfântul Apostol Pavel a scris 14 epistole. Dar pentru că n-am avut siguranță, m-am apucat și le-am numărat. Deci știam Noul Testament atât de mult încât să știu care sunt epistolele scrise de Sfântul Apostol Pavel. Și eram în clasa 7-a. Deci știam Noul Testament, cum să cadem. Și le-am numărat și mi-a ieșit 13. Nu zic, scriu 13. Am scris 13, profesorul mi-a citit lucrarea înainte de a părăsi eu sala de clasă la examen. Mă iertați, atunci scriați la mașină de scris? La mașină de scris. Păi, în liceu, eu toate tezele le-am bătut la mașină de scris. Și în sală cu ceilalți? În sală cu ceilalți, da. Da. Și zice, da, îți dau 10, dar ești totuși o grălă. A scris că Sfântul Apostol Pavel a scris 13 epistole. Eu am zis, da, dar să știți că eu le-am numărat și 13 mi-a ieșit. Și zice profesorul, hai să le numărăm. Da, după aceea n-a fost eu destul de jumechel să-l pun pe el, să le spună și eu să le număr. Și încep eu, una către Romani, el zice una, două către Corinteni, el zice trei.
Și noi și la ăla, amândoi, tot 13. Și zicea, el, hai să mai numărăm o dată. Și am numărat încă o dată. Și când am ajuns la epistola către Galatei, am zis, nu mai trebuie să le numărăm, că mi-am adus aminte de o epistolă care n-am luat-o în seamă, și anume epistola către Coloseni. Deci atâta Nou Testament știam în copilărie, în tinerețe, și când m-am dus la teologie știam și conținut, și multe știam, dar nu sistematic. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești. În ziua de astăzi ați putut urmări prima parte din autobiografia radiofonică a părintelui Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Continuarea acestui dialog îl veți putea asculta în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, părintele Sabin Vodă vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!